ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră am adus de-a lungul anilor și robotica. Dacă în urmă cu câțiva ani era un element așa de necunoscut pentru mulți dintre dumneavoastră, pentru mulți dintre tinerii și copiii acestui județ, treptat lucrurile s-au schimbat. Tot mai mulți tineri, tot mai mulți adolescenți au luat această cale a roboticii. Mulți dintre ei au reușit să cucerească cu adevărat întreaga lume din acest punct de vedere, pentru că au participat la concursuri, la olimpiade internaționale și acolo și-au spus cu adevărat cuvântul. Sunt oameni care au înțeles cumva că școala, învățământul se poate face și altfel. Deși suntem într-o lume, într-o perioadă în care suntem așa destul de comozi, pentru că ne-am obișnuit cu un anumit sistem de a învăța, acești oameni ne demonstrează că se pot face lucrurile și altfel și există și rezultate excepționale și nu greșesc deloc când spun acest lucru și o să vedeți pe parcursul acestei emisiuni că nu v-am păcălit cu absolut nimic și că lucrurile într-adevăr sunt așa. Astăzi am bucuria de a avea alături de mine pe domnul profesor Mircea Nistor, mentor al tuturor copiilor care sunt cu zecile, cu sutele, cred că au trecut prin mâinile dumnealui, de la Robot X Hunedoara și mai sunt acolo câteva grupuri despre care o să discutăm astăzi. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Se poate face școală și altfel în zilele noastre, se pot chiar și profesorii alinia cumva cerințelor actuale ale elevilor, deși, iată, tot discutăm de câțiva ani despre noi legi ale educației, despre modificări, peste modificări. Nu știu dacă au venit într-adevăr în sprijinul acestor elevi, acestor tineri, acestor copii care au cumva altă viziune față de ceea ce aveam, inclusiv eu, inclusiv generația mea și nu mai vorbim de ce se întâmpla în urmă cu 40 de ani în școala românească. Acum lucrurile sunt altfel. Ei vor un alt tip de învățământ, un alt tip de interacțiune până la urmă. Se pot face lucrurile altfel? Se pot face lucrurile altfel și trebuie făcute altfel, pentru că lumea este într-o extraordinar de rapidă schimbare și noi, dascălii din trecut, trebuie să-i pregătim, să-i ajutăm pe copiii ăștia să se pregătească pentru un viitor care este din ce în ce mai bulversant, din ce în ce mai solicitant, pentru că lucrurile sunt într-o desfășurare amețitoare și școala tradițională parcă nu simte asta. Nu prea ține pasul, să spunem, cu toată această viteză cu care se mișcă lucrurile și cu ceea ce își doresc acești tineri să facă până la urmă. Ați reușit la Hunedoara să creați așa un hub, putem spune, să atrageți foarte mulți copii, foarte mulți tineri înspre robotică. I-ați făcut să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat această robotică și cumva de la o simplă joacă să ajungă să fie recunoscută munca lor la nivel internațional. Ați început timid, cum este orice început, în urmă cu câți ani acest proiect? Robotica a început doar în urmă cu 8 ani, robotica de competiție. Uh-huh. Dar noi de decenii facem lucrul ăsta, adică avem o școală paralelă, ca să zic așa, în care lucrurile se desfășoară aproape în antiteză cu școala tradițională. Cred că sunt vreo 25, poate 30 de ani de când am încercat din curiozitate pedagogică să văd dacă copiii mai vin la școală dacă elimin toate restricțiile și obligațiile școlare obișnuite. Și surpriză. De decenii se întâmplă lucrul ăsta, nu există zi în care să se ia pauză, mai ales în vacanțe se lucrează îndeosebie de intens, pentru că aici e altfel. E pe bază de voluntariat, adică nu te obligă nimeni, o faci doar dacă vrei. Nu toată lumea face același lucru, fiecare își descoperă, are posibilitatea să descopere ceea ce îl interesează. De foarte multe ori folosesc o analogie, o metaforă între o cantină cu meniu fix
și eventual sărăcăcios și la ore imposibile pentru unii oameni, și surpriza pe care am avut-o în urmă cu multe decenii când am văzut pentru prima oară ceea ce se numește bufet suedez, adică întinzi o masă de posibilități și fiecare să-și descopere ceea ce îl interesează, când îl interesează. Asta și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că mă gândesc că sunt copii care vin bucătarii și poate nu înțeleg mai nimic din ce faceți dumneavoastră acolo, din ce se întâmplă. Știu că își doresc, pentru că e cumva un robotic așa pe un trend ascendent și interesul lor este tot mai ridicat și atunci când văd prieteni, poate, sau rude, de ce nu, verișori, frați care participă în cadrul unor astfel de cluburi de robotică, își doresc și ei, doar că nu știu prea multe despre acest fenomen, iată. Robotica este doar un aspect. E vorba mai în general despre știință și tehnologie. Un domeniu oarecum vitregit în ultima vreme, în sensul că tinerii sunt îndemnați mai degrabă prin tot ceea ce văd și ceea ce se întâmplă în jurul lor spre lucruri mai soft, mai moi, mai ușoare. Mai soft, din care se fac și bani ușor. Exact. Este aici un alt aspect. Știința și tehnologia pierde teren în ceea ce privește dorințele din partea tinerilor și competiția de robotică la care vă referiți a fost inițiată în urmă cu mai bine de 30 de ani de către Dean Kamen, un inventator prolific, tocmai din dorința de a salva această situație care pe termen mediu și lung este devastatoare pentru viitorul nostru. Fără știință și tehnologie nu putem exista. Societatea a ajuns într-un asemenea nivel încât peste 99% din ceea ce folosim este făcut de către mașini, nu de către forța brută umană. Și nu realizăm acest lucru, pentru că suntem atât de obișnuiți cu tot ceea ce avem, cu toată această tehnologie, cum spuneați dumneavoastră, de care ne lovim zi de zi la fiecare pas, dacă ne gândim bine. Și probabil că dacă nu le-am mai avea pentru câteva zile, ne-am dat seama de importanța acestora. La primul blackout o să ne aducem aminte cum e fără. Exagerând puțin, specia umană este ca o ființă conectată la aparate. Deci trăiește doar la aparate. Dacă cineva scoate ștecherul din priză, nu mai putem să existăm în condițiile în care ne-am obișnuit să o facem. Din pricina asta este absolut necesar să trezim interesul care doarme. El există, dar trebuie scos la acolo. Trebuie scos la suprață, pentru că orice copil este curios până merge la școală. Și curiozitatea lui se izbește de un mediu nu foarte prielnic pentru creativitate, pentru dezvoltare. Să trezim interesul lor pentru a face lucrurile, pentru a rezolva problemele. Până la urmă suntem înconjurați de atâtea lucruri care nu funcționează cum se cuvine și vorbesc aici de problemele foarte mari, probleme legate de energie, probleme legate de climat, probleme legate de sănătate, de hrană, de apă. Probleme care își pot găsi soluționarea cu ajutorul roboticii până la urmă. Robotică în sensul de mașină inteligentă care să facă multe dintre lucrurile pe care nu suntem în stare să le facem astăzi. Deci știința, tehnologia și robotica îndeosebi sunt domenii extraordinare care atrag orice copil și mulți dintre ei devin pasionați de subiectul respectiv, pentru că tot timpul este ceva de făcut. Cele două echipe ale noastre, pentru că nu avem o singură echipă robotică, este într-adevăr de 8 ani de zile, dar de 6 ani de zile există o a doua echipă care acum se numește Reven Tech, s-a rebranduit relativ de curând. Deci sunt două echipe absolut comparabile ca nivel de performanță și sunt... Le avem acum în imagini. Da, ei sunt robotici. Când vedeți albastru, este Reven Tech și când vedeți portocaliu, este Robotics. Deci iată, aici cred că suntem la regionala de la Arad, pe care au câștigat-o împreună. Deci a fost formidabil. Important este că ei, construind roboți și construindu-i cu pasiune, deci nu trebuie să oblige nimeni, au terminat un sezon competițional în primăvară și acum lucrează la altă generație de roboți pentru aceeași temă, doar din dorința de a perfecționa, pentru că vezi ce nu a mers așa cum ai fi vrut și încerci mereu și o faci asta
dinăuntru, deci nu vine cineva din afară să te oblige să faci lucrul ăsta. Adică să descoperi că sunt probleme pe care le poți aborda și le poți chiar și rezolva. Și robotica de competiție, robotica de First Tech Challenge, este doar un aspect al activității noastre. Copiii din Hunedoara au excelat până la nivel mondial la un tip de competiție ușor diferit, se numește First Global Challenge. E diferența între campionatul mondial de fotbal, care este pe echipe, și campionatul european de fotbal, care este pe echipe, la care Hunedoara are niște performanțe deosebite, și olimpiadă, în care fiecare țară își trimite o singură echipă care să o reprezinte, cum se întâmplă acum la Paris. În 2018, acum 6 ani de zile, am avut bucuria să fim desemnați să reprezentăm România și a fost ceva absolut formidabil în Mexic. Au câștigat tot ce se putea câștiga, pentru că la acel tip de competiție, foarte interesant, toate echipele primesc același kit, aceleași piese. Nu au voie să folosească nimic în afara ceea ce au primit. Și în plus, pregătirea roboților se face în timpul verii, când nu este școală. Și atunci am excelat. Deci atunci am avut aceleași piese ca și americanul, ca și japonezul, ca și chinezul. Am pornit de la egal și au fost neînvinși, a fost o ferie. Din păcate, oarecum, în România există obiceiul ca în fiecare an să trimitem alte echipe care să ne reprezinte. Pentru noi s-a făcut o excepție și în 2021, acum 3 ani, am mai reprezentat odată România, dar era perioadă de pandemie, a fost mai dificil. Nu s-au înghesuit probabil prea mult să participe? Nu, pentru că aici ești desemnat, deci nu există o competiție pentru a-ți obține titlul respectiv, și prin rotație merg echipele mai performante ca să reprezinte România. În 2018 cred că am obținut 5 trofee de aur, cele mai importante din competiție, inclusiv trofeul suprem, la care nici noi nu ne-am fi așteptat că îl putem obține. Eram încântați de colaborarea acolo cu echipa din America, care câștigase trofeul suprem în America la First Tech Challenge, se numește Inspire Award. Aici la First Global se numește Albert Einstein Award. Și noi mergeam la ei să vedem cum e, ce trebuie făcut, și până la urmă au ajuns la concluzia că au ei de învățat de la noi, și asta s-a și dovedit, că noi am câștigat acel trofeu suprem în Mexic. Ce frumos! Există o competitivitate totuși între aceste echipe, pentru că toți își doresc să câștige, să fie cei mai buni, dar în egală măsură există și această parte de colegialitate, de sprijin reciproc, chiar dacă nu fac parte din aceeași echipă. Aici e foarte interesant și pe termen lung va avea efecte, deși este și greu de suportat câteodată. Spre deosebire de alte sporturi, acum e o campanie în care încercăm să determinăm autoritățile din diverse țări să declare robotica drept sport, așa cum este automobilismul sau kartingul, pentru că nu e nicio diferență. Asta înseamnă că poate peste câțiva ani vom vedea robotica disciplină și pentru Jocurile Olimpice, nu? Să sperăm, pentru că este nedrept. Majoritatea disciplinelor sportive sunt spectaculoase în sine, dar utilitatea lor socială pe termen mediu și lung este practic inexistentă. Cineva care, știu și eu, nu vreau să dau niciun exemplu acum. Mai bine cineva, să nu. Da, cineva care lovește mingea mai bine, e ok, e frumos să privești asta ca spectacol, dar nu ajută, nu ține nici de sete, nici de foame, nu rezolvă din problemele mari, pe când robotica, spre deosebire de karting, de pildă, la care doar e o cursă pentru câteva minute sau câteva zeci de minute, robotica pregătește de fapt oamenii care ne vor soluționa problemele de toate felurile din viitor. Deci ar trebui să nu mai stăm pe gânduri și să sprijinim activitatea asta de știință și tehnologie, de robotică în particular, în modul cel mai serios cu putință, pentru că e viitorul nostru în joc până la urmă. De acord cu dumneavoastră, însă cumva cei care sunt trecuți
de o anumită vârstă privesc cu scepticism robotica. Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră astfel de oameni, astfel de situații în care, iată, vorbim pe de o parte de tineri care sunt fascinați și înțeleg foarte bine rolul, rolul tehnologiei, rolul roboticii, a creativității până la urmă. Și pe partea cealaltă sunt acei oameni care nu vor ca ei să fie înlocuiți cu roboții. Înțeleg cumva greșit, poate, ceea ce se întâmplă. Să lămurim puțin lucrurile. Tehnologia a avansat extraordinar de mult în ultimul secol. Se produc bunuri de vreo 70-80 de ori mai multe decât se produceau la începutul secolului trecut. Nu a rămas nimeni pe drumuri. Rata șomajului este mereu aceeași și ține mai degrabă de conjuncturile de moment dintr-o economie. Deci, în niciun caz nu sunt o amenințare pentru noi, decât în sensul că, la un moment dat, vom ajunge să nu mai trebuiască să lucrăm. Pentru că pare utopic, dar e din ce în ce mai conturată posibilitatea, are deja și un nume, se numește singularity, singularitate, momentul în care dezvoltarea tehnologică va fi suficient de capabilă să nu mai necesite intervenția directă a oamenilor ca să muncească. Inteligența artificială deja începe să-și arate colții și cum va funcționa o astfel de societate care se poate întâmpla ca în 10, în 20, în 30 de ani deja să devină prezentă. Pur și simplu va fi o perioadă de tranziție în care bunurile vor fi obținute tot contra mijloace financiare, doar că toată lumea va primi un universal income, universal basic income, un soi de ajutor social, pentru că oricum vom ajunge în situația în care orice activitate va fi făcută mult mai bine de către o mașină, o mașină inteligentă, un robot, dacă vreți, în sensul larg al cuvântului, și probabil copiii noștri de astăzi vor fi martorii primei generații în care nu mai trebuie să mergi la serviciu ca să poți să-ți obții mijloacele necesare de trai. Pentru și deja se cam întâmplă acest lucru încet. Anumite domenii de activitate. În anumite domenii. Deci pe moment vor fi disponibilizați oameni dintr-un domeniu care devine apanajul aproape exclusiv al mașinilor, inclusiv programarea calculatoarelor este un astfel de domeniu. Dar inițial vor fi taxe pentru cei care introduc tehnologie care înlocuiește oameni. Cred că nu de mult a fost un mini scandal la noi în țară cu un lanț de magazine care a vrut să înlocuiască operatorii umani de la scanner cu sisteme automate de autotaxare și s-a pus problema taxării celor care introduc mașini care eliberează oameni din funcție. Deci asta va fi perioada de tranziție în care orice înlocuire de oameni se va face cu costuri, în așa fel încât să se acopere cheltuiala celor care susțineri în viața celor care nu-și mai găsesc pe moment un loc de muncă, iar în faza completă fiecare va face ce va dori. Un soi de concediu permanent plătit. Mă bucur că ați explicat în linii mari, bineînțeles, ce înseamnă acest lucru și cum va arăta probabil viitorul destul de apropiat. Din ce în ce mai apropiat. Din ce în ce mai apropiat, exact, pentru că lucrurile sunt în mișcare, sunt în permanentă schimbare și trebuie cumva să ținem și noi pasul cu toate aceste schimbări. Sunt multe premiile pe care le-ați obținut, parte dintre ele le-ați enumerat puțin mai devreme. Să nu uităm un lucru extrem de important, nu este pentru prima dată când un proiect pe care l-ați realizat, l-au realizat copiii, un program realizat, a rulat pe Stația Spațială Internațională. E a treia oară, exact. De asta spuneam că nu este pentru prima dată și vreau să, înainte să ne spuneți mai multe despre acest program, acest proiect, vreau să vedem un material, nu o să vă spun despre ce este vorba, haideți să-l ascultăm, după care revenim în platou. Sunt cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu și vreau să-i felicit pe elevii de la Cercul de Robotică Robotics de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara pentru realizările lor deosebite. Vă doresc să ajungeți și voi în cosmos așa cum am ajuns și eu.
Iată, cât de frumos, emoționant și cred că ați recunoscut, s-a și prezentat astronautul nostru, nu? Da, singurul până acum, Dumitru Prunariu. Prunariu, da, singurul care a ajuns dincolo de ceea ce ne place nouă uneori să privim spre cer și asta le-a dorit și copiilor de la Hunedoara. Da, și într-un fel am pus un prim pas în cosmos. De trei ori programele lor au rulat în ani diferiți pe Stația Spațială Internațională. Să ne lămurim, Stația Spațială Internațională n-a depins de aceste programe, a doar găzduit rularea acestor programe, deci nu am programat ceva pentru sistemele critice ale ISS-ului, nu. Agenția Spațială Europeană, în colaborare cu NASA, au vrut să dea posibilitatea tinerilor să ajungă în cosmos într-un mod mai indirect și anume să scrie programe pe o anumită temă care vor fi analizate și verificate la cel mai înalt nivel, la standarde astronautice și dacă îndeplinesc toate criteriile, rulează pe Stația Spațială Internațională. De trei ori am reușit din patru tentative, deci acum doi ani, de pildă, programul nu a trecut de faza de aprobare a statusului de zbor, pentru că sunt foarte, foarte pretențioși, adică totul trebuie să fie la superlativ. Și anul acesta tema lansată a fost să poți determina unde este Stația Spațială Internațională, încotro se deplasează și cu ce viteză, doar din observațiile vizuale asupra a ceea ce se schimbă, poziția stelelor sau poziția imaginilor luate dinspre Pământ. Acum copiii noștri lucrează la implementarea pe drone a acestui sistem, care va permite sistemelor autonome, că sunt drone, că sunt roboți, că sunt avioane, că sunt ce vreți dumneavoastră, să se poată orienta chiar și atunci când lipsește semnalul GPS, care poate să lipsească din diverse motive. Cred că nu este mai o lună și ceva de când a fost o furtună solară intensă în mai și multe sisteme agricole, de pildă, bazate pe GPS, tractoare, combine, au început să meargă în cerc, pentru că atunci când semnalul lipsește, ele sunt complet dezorientate la propriu. La și asta se lucrează. Noi lucrăm la continuarea orientării din aspectul vizual al mediului care se schimbă. Deci dacă te deplasezi, constați cum se schimbă peisajul și din asta să poți deduce cantitativ încotro te deplasezi, cât de repede, se numește odometrie optică. Și vrem să-l cuplăm cu programul pe care l-au făcut pentru Stația Spațială Internațională anul trecut, când am observat de pe orbită și am putut determina cantitativ starea de sănătate a vegetației, comparând reflectivitatea în infraroșu apropiat și invizibil, făcând niște calcule și putând determina dacă plantele o duc bine sau nu. Și ați reușit să ajungeți și la o concluzie? Da, da, deci e perfect funcțional. Stația Spațială Internațională însă are și avantaje și dezavantaje. Într-o oră jumate faci tu o tură a Pământului, dar de cele mai multe ori treci peste ocean unde nu interesează deloc partea cu plantele. Anul trecut când a rulat, n-am prins decât zone de uscat, nordul Statelor Unite și Australia. Iar anul ăsta, programul de odometrie optică a rulat undeva în sud-vestul Australiei, deci nu am prins foarte multe lucruri interesante. Plus că distanța fiind mare, de ordinul a 400 de kilometri, rezoluția imaginilor este foarte, foarte mică dacă nu folosești un telescop și noi n-am folosit un telescop. Dronele sunt mai la îndemână, le trimiți unde vrei, de câte ori vrei, poți zbura la joasă altitudine astfel încât să ai o informație foarte, foarte precisă la nivel de metru pătrat, la nivel de plantă, dacă te interesează. Și aceste drone au fost realizate de la zero de către... Nu, dronele sunt drone, noi doar vrem să extindem funcționalitatea unei drone, da, și anume să instalăm o cameră specială pe drone, nu din cea care filmează doar pur și simplu, și microcontrollerul și sistemul de alimentare. De aceea îmi face mare bucurie să recunosc că unul dintre foștii noștri elevi care ne sprijină sistematic încă din Mexic încoace ne-a facilitat achiziționarea unei drone
semiprofesionale, deci din altă categorie, ca să putem să implementăm programul la care ei lucrează și echipa care lucrează la acest program se pregătește și pentru faza internațională a unei competiții de creativitate științifică cu acest cumul de proiecte care acum se numește telemetrie optică, adică posibilitatea de a măsura de la distanță optic starea de sănătate a vegetației, deplasarea unui sistem autonom. Deci acum le pun la oaltă. Sunt multe cluburi la nivel național de robotică care au reușit să facă acest lucru, să trimită, iată, în spațiu un program realizat nu și știu, să... Nu știu să mai fie o astfel de situație. În schimb, au avut alte echipe de robotică contactul cu spațiu pe alte trasee. Există competiții de sateliție ultra-miniaturali, CubeSat, la care și noi vrem să participăm anul acesta, și simulează o lansare, în sensul că o rachetă ți-l ridică la câteva zeci de kilometri altitudine, încă nu este spațiu cosmic, dar e un început. Deci sunt și alte echipe de robotică care au ajuns altfel către fruntarii, dar pe ISS nu știu să mai fie singurii din țară, ani. Da, nu cunosc. Ați fi știut cu siguranță. Și nouă ne face mare plăcere, pentru că e ceva să ai posibilitatea să vezi pământul cu ochii tăi, chiar dacă e camera doar programată de tine, să vezi pământul din afară. Veți continua acest proiect cât ține stația spațială internațională, pentru că viața ei se apropie de sfârșit. Oricum funcționează din 2000, a fost mereu locuită de oameni, deci avem o localitate în cosmos locuită în permanență de câțiva oameni fără întrerupere din 2000, dar își arată și ea bătrânețile și va fi chiar demontată, astfel încât bucățile mici să poată intra în atmosferă și să ardă. E un soi de incinerare ritualică, dacă vreți, la toată povestea asta. E bine, atunci că ați mai prins măcar ultimii ani din viața mai ei, sunt câțiva, deci nu e iminentă dezafectarea stației, dar nouă ne-a prins foarte bine, în primul rând motivațional. Deci aici a fost cea mai mare bucurie atunci când primești acceptul de statusul de zbor, adică a trecut toate testele, programul aia este bucuria maximă și pe urmă aștepți rezultatele. Un element inedit, pentru că nu te întâlnești de prea multe ori în viață. Le dă aripi copiilor. Exact. Le dă aripi. Sunt sau ar trebui să fie cumva gândite altfel lucrurile, și spuneați puțin mai devreme că poate la un moment dat, cine știe, vom vorbi despre o disciplină și la Jocurile Olimpice pentru robotică și tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vorbim în schimb în țară și despre o olimpiadă care s-a desfășurat și aici la noi, și o să vă rog să ne spuneți puțin despre ce înseamnă această olimpiadă pentru acești tineri în primul rând. În primul rând, există de vreo 30 de ani la nivel european o olimpiadă de creativitate științifică pentru copii, pentru tineri, pentru elevii de liceu. Iată, și de gimnaziu. Aici, în imagine. Da, aici e faza finală, cei doi ai noștri sunt în mijloc, jos, cel cu ochelari și cel de lângă el, chiar în mijloc. Cu tricou negru, cred. Da, cu tricou închisă la culoare, da. La noi în țară e doar de 4 ani adoptată, ceea ce arată foarte rău, și în județul nostru anul ăsta în premieră, deci foarte târziu și la noi. Se numește Olimpiada de Creativitate Științifică și este exact ceea ce trebuie, în sensul că nu sunt probe stilul clasic cu foaie, cu numele împăturit sub etichetă, cu teama continuă să nu răsufle subiectele, care subiecte sunt oricum cine le-a propus știe să le rezolve, deci doar îi verificăm dacă pot și ei să facă lucrul ăsta în timp limitat, 3 ore, cu ciornă albă în față și fără să poți comunica cu nimeni.
E din altă lume povestea asta. Astăzi nu se mai face creativitate în modul ăsta, se face deschis, se face în echipă, se face cu acces la orice informație de care ai nevoie, se face în timp îndelungat, nu într-o probă de 3 ore. Și în sfârșit s-a adoptat și la noi această disciplină olimpică recunoscută ca atare și am participat cu bucurie la faza județeană de anul ăsta cu vreo 7 lucrări, pentru că noi avem în permanență o duzină cel puțin de lucruri, de proiecte care sunt în desfășurare din tot felul de domenii, pe măsură ce identifică o problemă pe care ar putea să o rezolve, de la lansatoare de mini și motoare turboreactoare, deci fără exagerare, asta se întâmplă acum, până la soft sofisticat pentru roboți autonomi sau roboți de competiție. Și două dintre echipe s-au calificat la faza națională și una dintre echipe, alcătuită din doi membri, a obținut medalia de aur și sunt în lotul pentru faza internațională a competiției. Proiectul lor este cel de care v-am spus, ce au lucrat pe ISS în cei 2 ani, pun la oaltă și încearcă să le implementeze pe drone vara asta. Cât de frumos, îi felicităm, le dorim mult succes în continuare, pentru că sunt convinsă că nu se opresc aici din creativitate și din odată ce participarea au pornit, la aceste olimpiade, concursuri. Odată ce sunt porniți copiii, nu mai trebuie, nu asta le e problema să se oprești. Sânge, nu? De aceea invit tinerii să ia aminte, pentru că există o nouă disciplină olimpică, mult mai potrivită vremurilor și de astăzi și de mâine, cea de creativitate științifică, în care își pot alege la liber subiectul, proiectul pe care vor să-l facă. Trebuie să lucreze în echipă, este obligatoriu. Iată o altă meteahnă a școlii care exacerbează individualitatea. Da. Ai lucrarea ta, ai rubrica ta în catalog. Nu ajuți pe nimeni. Chiar ești penalizat, exact, dacă îndrăznești să ajuți pe cineva. Important este că au posibilitatea să aleagă orice temă doresc, fără să le fie impusă, din 3 domenii mari care acoperă mai tot, și anume științe fundamentale, științe aplicate și tehnologia informației. Deci nu mai ai ce altceva să pui. Acoperă cam tot. Și se desfășoară ca o sesiune de comunicări în care proiectul este prezentat în fața unei comisii și comisia deliberează câștigătorii. Și regulile la nivel național sunt: primele clasate la fiecare dintre cele 3 categorii, științe fundamentale, științe aplicate, tehnologie, informații, se califică la faza națională. Deci nu se mai discută cât de mare e lotul, cât... Nu. Deci câștigătorii merg la faza națională și la faza națională e o ferie, în sensul că vin sunt 100 și ceva de lucrări care se prezintă, nu am acum, dar pe Facebook-ul nostru sunt imagini. Fiecare Robotics are... Unedoar, acolo pe Facebook, oricine dintre dumneavoastră acolo nu au mai fost Robotics Unedoar. Și... pe Robotics Unedoar, pe pagina de Facebook, da. Acolo au fost echipa Fizitec, deci noi e clubul nostru de știință și tehnologie, și acolo ai timp de 2 zile prezinți în fața tuturor, nu numai juriul care vine și discută cu tine și te întreabă și își face o idee despre ce este vorba, dar și ceilalți, adică ai în sfârșit posibilitatea să te duci la ceilalți și să vezi ce au făcut, să discuți cu ei, să câștigi experiență. La olimpiadă nu te lasă să te uiți în lucrarea celuilalt sau să vorbești cu el în timpul concursului, Doamne ferește. Aici este comunicare, este liberă și este fabulos cum tinerii pot să se dezvolte în modul ăsta. Lucrul ăsta se întâmplă de foarte mulți ani în alte țări. E vorba de science fair-uri, de târgurile de știință care sunt absolut obligatorii în școala americană, de pildă, de multe decenii, și care arată că până la urmă de acolo apar liderii în știință.
știință și tehnologie în viitor. Nu există un om mare care să fi contribuit mult la progresul omenirii, care în tinerețe să nu fi făcut lucruri de genul ăsta. Când vom înțelege că asta este calea pe care trebuie să o promovăm, va fi bine. Până atunci ne luptăm să lămurim oamenii că e și altfel. Viitorul e altfel decât trecutul. Probabil vor înțelege într-un viitor mai îndepărtat, să spunem, atunci când acești copii din zilele noastre vor ajunge să, sperăm noi că vor ajunge, să conducă poate și Ministerul Educației, poate anumite instituții care să vină într-adevăr în sprijinul acestor tineri ai zilelor noastre, nu acei tineri din urmă cu 40 de ani, pentru că lucrurile se schimbă și poate astfel cu o altă viziune, cu o altă percepție, acești tineri să facă acele schimbări mult așteptate. Pentru a participa la această olimpiadă este nevoie să facă parte dintr-un club, nu, de robotică? Nu, sau? Absolut nu. Trebuie să facă parte dintr-o școală. Deci atât. Vorbim de multă libertate de și olimpiada din acest punct de creativitate. Vedere. Da, deci trebuie să fie nici măcar din aceeași școală. Deci membrii echipei pot să fie din școli diferite. Doar categoriile de vârstă sunt gimnaziu, liceu. Deci și mai este o chestiune destul de neplăcută. Nu trebuie să împlinească 19 ani în anul în care concurează, ceea ce înseamnă că în clasa a 12-a nu mai poți concura, ceea ce parcă nu e chiar cum trebuie. Nu e chiar corect, poate, pentru acești tineri. Unul dintre cei doi trece în clasa a 12-a, deci nu mai poate să mai participe cu un alt proiect în anul următor. Mi se pare o condiție destul de artificială, adică să nu împlinești pe tot parcursul anului calendaristic, deci nu atunci când concurezi, deci până în 31 decembrie și majoritatea care intră în clasa 12-a sunt deja au 18 ani și nu pot să participe. Ați îndrumat sute, poate chiar mii de tineri, de copii în toți acești ani. Au continuitate după ce încheie liceul, facultatea, poate continuă pe acest drum? Pe drumurile astea, pentru că sunt foarte diverse. Au multe ramificații. De pildă, din primele generații în care făceam aceste activități extrașcolare și sunt de atunci multe decenii, sunt oameni care au activități de mare anvergură. Unul dintre ei este director IBM Canada, Hunedorean, de-al nostru, fost elev de-al nostru. Altul dintre ei conduce o serie de servere care funcționează în Statele Unite acum, deci e o companie mare. Fica lui a fost în echipa de robotică, s-a transferat de la București, unde era elevă, s-a transferat pentru câțiva ani la noi până a terminat școala. E Briana Stan, care a obținut cel mai prestigios premiu cu putință, pe lângă competiția de robotică propriu-zisă cu roboți în teren și așa mai departe, inițiatorul competițiilor FIRST din Cameron își alege în fiecare an 10 cei mai cei din miile, din zecile de mii, cred că la 8.000 de echipe sunt probabil câteva zeci de mii de astfel de copii care participă, își alege lista finală, lista lui Dean's List. Uh-huh. Și am avut bucuria ca Briana să fie nominalizată întâi finalistă la nivel de România și să meargă în Houston acum 2 ani și să reprezinte România, și bucuria a fost să fie selectată printre cei 10 nominalizați finali pentru prima oară un neamerican, pentru că întotdeauna erau americani. Sunt mai mulți decât noi, sau și la îndemână mult mai multe lucruri legate de robotică până la urmă și resursele financiare sunt altele față de ale noastre. Drept consecință, Briana, după ce s-a întors în țară de la Houston, a fost invitată pentru un periplu de vreo lună prin universitățile americane. Și acum este studentă la Yale, deci ne-au luat-o. Tatăl ei a fost printre
primii care au făcut astfel de lucruri când era elev. Deci toți activează în domenii legate de știință și tehnologie și la un nivel foarte, foarte ridicat. Asta este bucuria și cei care sunt studenți acum, cu care țin legătura mai strâns în perioada asta, îmi mărturisesc că ei știu să facă proiecte, deci în timp ce colegii lor nu cunosc, n-au încercat, nu știu despre ce este vorba. Deci ei când termină liceul, ca membri ai echipelor de robotică, știu programare la nivel de programare de sistem în timp real, nu ce se face. O programare pe care probabil studenții o învață în anul 2 nu învață. Știu modelare 3D la nivel de inginerie, adică ei modelează robotul ăla cu mii de piese dintr-un cap până în celălalt și sunt copii, deci nu, și nu i-a învățat nimeni, deci nu au stat la cursuri în bancă să-și ia notițe. Noi nu învățăm, de aia statutul nostru este de mentor. Învățăm să învețe. Întâi să-i vadă pe ceilalți, adică principiul nostru este mănânci când ți-e foame, nu când hotărăște altcineva că e ora mesei. Adică dacă ei vor să afle o nouă tehnică, o nouă metodă, o nouă chestie, se uită dacă ceilalți din jurul său știu deja să facă lucrul ăsta. Dacă nu, apelează la noi. Și noi le spun de unde să se documenteze și învață să învețe. E altfel decât la școală. Deci efectiv le dai drumul și funcționează. Deci nu te crucești, stai deoparte pe urmă și te crucești. Încă vă mai surprind tinerii, copiii după atâția ani? Eu nu pot modela 3D la nivelul la care o fac ei. Nu pot programa la nivelul la care îl fac ei. Deci efectiv e bucuria supremă să vezi că ei pot să facă lucrul ăsta independent. Și când am eu o problemă tehnică, mă adresez unuia dintre ei care știu că e mai expert în domeniul respectiv. Aveți această deschidere diferită față de mulți profesori cu experiența dumneavoastră, pentru că unii nu vor să accepte, să spunem, că nu le știu pe toate. E inevitabil să nu le știi pe toate, n-ai cum să le știi pe toate și tocmai ei, descoperind pasiunea, nu mai au nevoie să-i dădăcească cineva, ci pur și simplu măcar în viața de zi cu zi, pentru că și asta se reflectă cumva în... Exact, devin independenți. Noi mai degrabă le sugerăm chestii din ce știm noi, care ar fi calea cea mai bună, dar nu e ei nu sunt standard. Executanți ei nu sunt executanți, pur și simplu sunt oameni, sunt colaboratori. Ce frumos spus. Mai avem, cred că, vreo 3 minute din această emisiune. A trecut foarte repede și nu vă las să plecați până când nu le lansați o invitație tuturor tinerilor care poate își doresc să încerce măcar să vadă, să observe ce înseamnă robotica și cui trebuie să se adreseze, ce vârste trebuie să aibă cei care vor să se alăture cluburilor de robotică. La cluburile de First Lego League, cei care fac robotică din piese de Lego, dar e o robotică foarte avansată cu microprocesoare, nu e doar cu programare, nu e deloc o... sau e o joacă, dar la un alt nivel, de pe la clasa a 3-a, dar acolo lucrurile s-au închegat deja, că am început mai din vreme, sunt 5 grupe care merg în paralel acum și din care vrem să formăm o grupă mare din cei care rămân, pentru că la noi toți sunt bineveniți, nu există examen de admitere, nu există dosar cu șină. Dar cum se procedează? Vine lumea, noi am de pildă, oficial am lansat pe pagina noastră de pe Facebook o invitație de a completa un formular, pentru că avem nevoie de câteva date, cum ar fi vârsta, ca să putem să vedem în ce categorie merge, dorințele, adică în ce domeniu ar dori să activeze și așa mai departe, și după ce faza aceasta pe formulare se încheie, vom stabili întâlniri în care vor putea veni cu părinții, împreună cu părinții, la sediile noastre să le vadă și de aici încolo ei sunt liberi să vină ca observatori ori de câte ori doresc. La noi ușile sunt deschise în permanență și ei se selectează cei care vor să cu adevărat să rămână. Deci nu e cu examen, nu e cu admitere.
Până când pot? Oricând. Deci, deci formularul, nu aveți formularul dată este, limită până la când avem se o, scrie, pentru sau? Formular avem o dată limită ca să nu dureze la nesfârșit. Este vorba de luna august acum. Vrem să înceapă să vină și să vadă cum se desfășoară lucrurile la fața locului. Data finală va fi undeva în octombrie, când echipele de robotică oficial trebuie să fie constituite ca membri. Dar avem și voluntari, adică cei care activează de drag. Îi primiți doar pe cei din municipiul Hunedoara sau nu, pot chiar veni și din alte părți ale județului, poate dacă își permit? Păi avem unul din cei lucru. Doi e din Deva. Iată. Dar vine la școală la noi. Avem acum din primele formulare pe care le-am primit doi pretendenți din Hațeg. Deci nu există. Avem oameni din Lelese. Avem oameni din Călan. Deci nu există limită din punctul ăsta de vedere. Cine vrea? Vara aceasta mai aveți anumite competiții sau... Doar niște activități mai puțin formale, o tabără de robotică la Beclean, care va fi în curând, pe săptămâna viitoare, apoi o competiție informală la București, Twin Cup, în care mergem cu alianța formată deja din cele două echipe, și așteptăm în septembrie lansarea noului sezon, temei noului sezon, pentru că în fiecare an e altceva. Și doar atunci veți afla care avem... este tema. Da. Mult succes, vă doresc în continuare cu tot ceea ce faceți, în primul rând pentru acești tineri, cu modul în care ați ales să faceți altfel lucrurile față de ceea ce se întâmplă în prezent în România, și nu greșesc, cred, când spun acest lucru. Și copiilor le dorim mult succes cu toate proiectele pe care le au și cine știe, poate la un moment dat îi vom avea aici în platou și pe măcar parte dintre ei să fie aici și să ne povestească experiența aceasta minunată pe care o au. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Nu ezitați să vă trimiteți sau măcar să vă îndrumați copiii și către această latură de tehnologie, robotică, știință, pentru că nu trebuie să fim toți medici, profesori sau alte profesii cu care suntem așa obișnuiți de mulți ani. Putem face și altfel și putem fi cei mai buni în domeniul nostru de activitate. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!